Stimați prieteni, suntem la clopana Bacoului. Vreme de început de zi, cum s-ar zice, cam închisă la, din cauza norilor, dar un fel de vreme caldă de primăvară care abia ne face semne. La clopana aici este un domn inginer pe care îl vedeți imediat. Domnul inginer Gheorghe Andriescu, capelitatorul nostru șef. De asta am stat un pic. Domnul inginer Gheorghe Andriescu, care este primarul și care ne tot îndeamnă și pe noi la treabă, nu numai pe cei din Plopana. Domnia sa este foarte ocupat. Noi ne bucurăm că îl vedem în timpul muncii. Mărturisesc, suntem de foarte mulți ani prieteni și îi doresc și lui și familiei, iată acolo aveți și domnișoara casei, cum s-ar zice, sănătate și fericire. Domnul inginer, noi ne cunoaștem și eu sunt gata să vă pun o sumedenie de întrebări, dar mă interesează primarul astăzi. Primarul Gheorghe Andrieș, ce are de făcut acum? Ca și alți primari, noi avem o sumedenie de proiecte și de activități, începând de la cele zilnice, audiențele, semnat corespondența, până la proiecte de infrastructură, de fapt zestrea pe care o lasă orice primar după ce își încheie cariera. Asta înseamnă că ai multe proiecte în derulare. Da, proiecte în gând, proiecte în mapă și proiecte în derulare. Dar din astea cu Uniunea Europeană câte aveți? Ați spus câte milioane de euro aduceți în Plopana? În Plopana, în derulare, avem proiecte de 350.000 de euro. Nu sunt sume foarte mari, sunt sume absorbite sau finanțate prin grupul de acțiune locală Colinele Tutovei. Și ce faceți cu banii ăștia? Pentru comună, ca și autoritate publică, avem un târg pe care îl modernizăm, acel târg săptămânal. Ăla de când îl știm noi. Da, un târg de tradiție. Deci îl dezvoltați. Îl modernizăm după cerințele europene. Așa să faceți. Așa. Și mai avem o serie de proiecte private, tineri fermieri, micro-întreprinderi, ce privesc sfera în domeniul aici rural. Aveți și păduri, cred că aveți și apicultori mulți. Da, avem proiecte și pe apicultură, da. Și, inclusiv acum, la finanțare avem, da. Sigur. Și pe agricultură, unde sunteți, ca să zic așa, principalul motor în obținerea unor producții ca lumea, așa, să detaliez imediat, în agricultură aveți așa niște realizări și niște visuri mai mari? Realizări nu sunt spectaculoase la nivelul comunei Plopana. Sunt niște proiecte micuțe de tineri fermieri, niște modernizări de exploatații, niște achiziții de utilaje, însă îmi pun speranță în etapa aceasta 2014-2020, planul acesta de dezvoltare multianuală, cu finanțare de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României, unde nu atât eu, cât și mulți fermieri au prins, să zic așa, gustul banului, gustul proiectului, când au văzut că alții de lângă ei au putut realiza, acum sunt mai încrezători. Domnule primar, eu știu că domnia ta ești un gospodar de săvârșit, ba chiar ai și o livadă. Nu știu dacă ai făcut-o cu proiecte sau nu. Nu, dar nu ne poți spune că livada aia este model. Dacă ne dai voie și filmăm ca să arătăm că se poate, în condițiile de la Plopana. Atenție că urmează o întrebare grea pentru dumneavoastră. Răspundeți-ne totuși la asta. Livada, profesia mea de bază a fost și este inginer horticultor. Am activat și am înființat în viața mea cartea de vizită. Prima carte de vizită ar fi o fermă făcută în anii 80, model pentru județul Bacău și nu numai. După
privatizare, după anii 90, sigur că mi-am continuat activitatea, tot în domeniul agricol. Am preluat, am cumpărat niște suprafețe de teren și am înființat tot o livadă, pentru că zona asta colinară îi propice pentru așa ceva, însă cu fonduri proprii, să spun, din aproape în aproape, am evitat să iau credite, mai ales în anii 90. Era inflația foarte mare, dobânzile exagerate asta la bănci. Asta înseamnă că dormi liniștit acum. Dormi liniștit. La ora asta nu am... Nu am asta e bine. Așa? Dar nici n-am terminat investiția. E foarte greu să o faci cu dați înainte cu toată încrederea, dar întreba... Nu e aia care voiam să o pun. O întrebare. Domnule inginer, domnule primar, vedeți lucrurile și ca inginer, ca omul implicat în agricultură și ca cel care influențează destinele unei comune de câți locuitori? 3300 deci o comună Mărișoară. Au fost inițial, din nefericire, dacă ar fi să discutăm și despre demografie, așa. Fenomenul e alarmant de scădere. Așa și trist. Deci, rezistă, hai să zicem, horticultura Bacăului sau horticultura românească, pentru că mâncăm mere turce, mâncăm, nu știu, de care altă parte a lumii și ale noastre se strică pe câmp. Așa mi se pare mie, poate greșesc. Rezistă în condițiile în care se implică și statul. Dacă nu se implică statul, nu. De ce spun aceasta? Comuna Plopana era un bazin pomicol, 3-4 centre pomicole, bazine pomicole erau în județul Bacău în anii 80. Aici se recoltau anual de ordinul sutelor de tone de fructe. Mare parte mergeau la export în țările din vest, nu în țările estice. Dar, la vremea respectivă, statul subvenționa tot ce înseamnă tratamente chimice. Corect. Care grevează cu 60%, poate și mai mult, din total cheltuieli de producție. Păi da, că 12 până la 14 tratamente într-o livadă. La ora aceasta, în afară de acea subvenție pe hectar, fermierul nu ia nimic la o plantație pomicolă. Investiția inițială îi greu de suportat, câteva zeci de mii de lei în bani noi vorbesc. Domnul inginer, dar nu trebuie, nu înseamnă că nu se poate face sau nu înseamnă că o astfel de investiție nu îți asigură un câștig pe termen lung și chiar și un profit. Uite că l-am văzut în aceeași frază și pe inginer și pe primar. Domnule inginer, eu chiar vă doresc să reușiți și nu numai dumneavoastră, toată lumea, că de ce să mâncăm de la alții pe bani mulți când putem să ne hrănim noi înșine și pe munca noastră? Și acum mă întorc la întrebarea aceea care am vrut să vă pun. Sunteți un tip extrem de activ. Eu v-am prins rar, dar nu la crâșmă. Asta e esențial. E greu pentru un primar într-o comună cu anumite particularități, hai să zicem, cu mulți țigani, unii zic romi, și cu, nu știu, terenul nu cele mai bune pentru cultivat. E greu într-o comună ca Plopana. Cum simte primarul după 14 ani? Dumneavoastră veniți din zona Vasluiului. Zona aceasta e asemănătoare. Și ca relief, ca și fertilitatea solului, ca și mentalitatea ale cetățenilor. Lumea impropriu, sau poate unii, pe drept motiv, zic Valea Plângerii. În sensul că sunt oameni săraci care o duc de astăzi pe mâine. Dar perioada aceasta post-revoluționară ne-a demonstrat, de fapt și înainte era, omul chipzuit, omul cumpătat, omul harnic, a trăit bine, dar acum are posibilități mult mai mari față de perioada înainte de revoluție. Acum, spuneați de țigani, nu, eu nu i-aș împărți românii mai gospodari și țiganii mai săraci. Sunt și țiganii deci, gospodari. Nu, am sate sau un sat unde 90% e populație așa zis țigan, rom, de etnie romă, dar
ei nu vorbesc limba țigănească, deci au fost acei iobagi aduși pe moșie. E greu pentru primar în asemenea condiții? Nu, voiam altceva să spun. Dacă mergem în acea localitate, cu mândrie o spun, sunt cei mai budești. Sunt cei mai gospodari din comuna Plopana. În ce sens? Au migrat masiv după Revoluție în afară. Ei și în perioada lui Ceaușescu mergeau la munci agricole, la Vrancea, la Panciu, la Odobești, la Vârteșcoiu, la Tăiat. Deci erau muncitori sezonieri, dar în alte localități. Și după Revoluție au avut oportunitatea asta de a mers în afară, în Spania și în Italia, preponderent. Ei acum spun, când merg în Italia, că merg la Panciu. După cum mergeau părinții lor. Da, deci ei spun unde merg. Și merg și la Panciu, dar unde? În Italia. Da. Așa. Au strâns bănuții, nu prin furt, ori mai fie și 1-2% care au făcut și activități de azi aici. Da. Ilegale, dar majoritatea au muncit, au strâns și au adus bani și au făcut niște case, au un confort, nu am eu acasă, cum au ei confort în casă. Și atunci aș spune că în comunitate am oameni gospodari din cei care au trăit rău înainte, dar și copiii din oameni gospodari nu s-au adaptat astăzi și au probleme. Răspunsul foarte simplu, e greu, e ușor. Văd că vorbiți cu dragoste de oameni. E greu. Asta e bine. E greu, dar asta e misiunea. Asta e misiunea a primarului, a preotului, a polițistului într-o comunitate să rezolve problemele cetățenilor. Vedeam aș încă vreo 3-4 mandate primar, domnule premier Andrei. Dacă îmi doriți sănătate, încă o perioadă de timp pe la mine. La mulți ani cu sănătate. Și dumneavoastră și familie, la fel vă doresc.